Banca Națională a României a anunțat un curs de referință de 4,55-38 de lei pentru euro, în scădere față de cotația anterioară. Dolarul american s-a apreciat și a fost cotat la 3,52 de lei. Francul elvețian a înregistrat o depreciere ușoară și a ajuns la nivelul de 3,76-38 de lei. Lira sterlină s-a apreciat și a fost cotată cu 5,67-31 de lei. Gramul de aur a fost cotat la 192,73-74 lei, înregistrând o depreciere ușoară.